Salut, eu sunt Daniel. Eu sunt Dumitrița. Noi suntem din Moldova și aceasta este școala noastră. Școala noastră este una inclusivă, în care fiecare copil are dreptul să învețe. Este o școală pentru toți. Prin acest film vă vom arăta ce înseamnă o școală inclusivă. Vom împărtăși opiniile colegilor, profesorilor, părinților și autorităților despre incluziune. Dumitrița, știu că ai învățat la internat o perioadă. Ce ne poți spune despre experiența ta în școala noastră? M-am întors de la internat în familie și am venit să învăț la această școală. A fost foarte greu la început. Mi-era frică că colegii mă vor respinge, că vor râde de mine, că nu mă vor ajuta la lecții. Dar îngrijorările mele aparțin trecutului. Acum sunt ajutată de colegi, profesori. Am curaj să fac mai multe lucruri decât înainte. Daniel, un alt coleg de-a nostru, ne va spune câteva cuvinte despre școala noastră. Eu am avut norocul să nu ajung la un internat, dar să fiu acceptat la școala noastră în clasa întâi, pentru mine și familia mea este o mare bucurie. La școală, eu mă simt foarte bine, îmi place engleza, calculatorul și să fac fotografii. Dacă mi este greu, colegii și profesorii pot să mă ajute. Acum să vedem ce părere au și alți colegi de-a noștri despre educația inclusivă. La început nu înțelegeam prea bine ce este incluziunea. Atunci când au venit primii copii de la internat, nu îmi dădeam seama despre ce vom putea vorbi, cum vom putea ajuta. Deseori ne evitam reciproc. A trecut ceva timp până ne-am împrietenit. Școala noastră s-a schimbat. Ne-a schimbat noi, s-au schimbat și profesorii noștri. Doamnă profesoară, ce puteți să ne spuneți despre procesul de incluziune școlară a copiilor? Vorbind din numele profesorilor, vreau să spun că educația inclusivă nu este simplu de realizat. Este o mare responsabilitate. Ne mândrim cu școala noastră că este una inclusivă și pentru că are condiții necesare pentru toți copiii. În lucrul nostru punem accent pe potențialul și necesitățile fiecărui copil. Implicăm familiile și suntem foarte mult ajutați de colegii noștri de la Centrul de Resurse. Doamna Elena, care este rolul Centrului de Resurse și al cadrelor de aici pentru succesul incluziunii educaționale ale copiilor? Realizăm diferite tipuri de activități ca art terapie, logopedia, ergoterapia, terapie cognitivă, de asemenea kinetoterapia. Voluntarii cu copiii din centru și realizează temele pentru acasă. Este un sediu unde se desfășoară activități cu părinții copiilor cu cerințe educaționale speciale. Vrem să aflăm ce ne spune și părinții despre incluziunea școlară. Eu sunt o mamă a unei fetițe cu dizabilități. La început mi-a fost foarte frică că nu va reuși să se încadreze și nu va fi acceptată cu toți copiii și va suferi. Au acceptat-o din casa întâi? Acum este mult mai bine și vine cu plăcere la școală în fiecare zi, are progrese, comunică cu alți copii. Sunt fericită că fetița mea este crescută în familie și că merge la școală. Succesele care le are școala noastră depinde de susținerea comunității și a primăriei. Doamna primar, cum se implică primăria în susținerea școlii noastre? Administrația publică locală are obligația de a respecta drepturile cetățenilor. Noi avem niște planuri, niște proiecte de realizare acestor drepturi. Marele rezultat al politicilor educației inclusive în Republica Moldova este că au fost copii aduși în familie. La nivel de primărie, administrație publică locală, sarcina noastră este să asigurăm condiții pentru copii. Banul să ajungă la copilul de care are nevoie. Daniel, am discutat cu multe persoane și am înțeles că educația inclusivă este foarte importantă pentru copii, familii și comunitate și poate fi realizată doar cu implicarea tuturor. Noi am reușit să demonstrăm că incluziunea aduce niște rezultate frumoase. Știm că în multe țări, copiii cu dizabilități nu pot merge la școală din comunitate și pentru educație sunt plasați în tot felul de internate departe de familiile lor. Pentru o copilărie fericită, trebuie să devenim o societate inclusivă, care asigură dreptul fiecărui copil la familie și educație.